Una dintre fetele de aici, de la salon, se pregătește de nuntă. Asta este și motivul pentru care astăzi am văzut într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru noi. Andreea este fata de la manicură. Am întâlnit-o de când am venit la Cruella, ne-a făcut și o demonstrație, din ce mi-aduc eu aminte, unghii semi-permanente, corect? Ok, aș vrea să ne spui ce eforturi ai făcut astăzi pentru ea. Colega mea se pregătește cam de o lună și jumătate de nuntă. Face tratamente corporale pentru tonifierea musculaturii. Zilele trecute i-am făcut chiar un tratament facial pentru a-i hidrata foarte bine fața și a-i da luminozitate. A trecut și pe la cosmetică, pe la epilat, bineînțeles. Iar astăzi am pregătit-o în mod special pentru acest eveniment important. I s-a făcut o manicură așa cum și-a dorit ea, s-a ocupat colega ei de ea. Ideea manicurii aparține cu aplicație? Ar fi vrut cu totul altceva, dar am convins-o să opteze pentru ceva mai clasic. În principiu, ei îi plac unghiile acele ascuțite ca de vrăjitoare și pictate, dar am potolit-o un pic și am spus că în această zi e bine să fie un pic mai ponderată. Și a ieșit un French foarte frumos și în egală măsură este și foarte bine accentuat. Iar o formă a unghiei naturală un pic mai ovală și a prins foarte bine French-ul, adică se vede foarte bine French-ul pe această formă a unghiei. De aceea nu i-am pus unghii aplicate cum își doresc în general miresele, ea are deja o unghie mare și am preferat să-i recomand un French. Mi se pare potrivit pentru acest eveniment. Ok, vorbește despre machiaj. Cei care au văzut-o și înainte știu foarte clar că machiajul este unul total deosebit. Într-adevăr, de machiaj s-a ocupat colega noastră de la cosmetică. Multe lucruri ar fi fost bine să vi le povestească ea. Eu nu prea sunt profesor sau nu prea știu să dau sfaturi în acest domeniu. Dar, într-adevăr, machiajul i-a schimbat foarte mult fața. Cât despre păr? Părul a fost ceva nou pentru salonul nostru, deci s-a încercat ceva nou. În principiu, miresele vor cocuri, vor bucle, vor coc spaniol sau păr întins foarte bine, depinde de fiecare clientă în parte. Andreea are și o lungime deosebită. Da, colega noastră Andreea are într-adevăr un păr foarte lung și un păr foarte frumos cu care este foarte greu de lucrat și am vrut să-i facem altceva. Nu știu dacă se vede foarte bine în cadru sau dacă ați fost atentă acea plasă împletită din părul ei natural, ceva nou pentru salonul nostru. Și arată foarte bine, nouă ne-a plăcut foarte mult. Aș vrea să subliniem ceva. Dacă o mireasă vine aici, ce servicii poate să găsească? Servicii complete, de la A la Z. Deci se poate pregăti înainte cu o lună și jumătate, chiar două luni, să aranjăm un pic aspectul fizic. Epilat, manicură, pedicură, categoric, mâinile, cum am mai spus și într-o altă emisiune de-a noastră, cartea de vizită a unei femei. Fața neapărat trebuie să ne ocupăm cu câteva zile înainte de marele eveniment, deci nu în ziua respectivă, pentru că în urma tratamentului facial fața este un pic, avem porii deschiși și nu e bine să punem machiaj peste. Deci cam câte zile înainte ar trebui făcută cosmetica? Cel puțin 4-5 zile înainte, pentru că sunt persoane, porii fiind deschiși, e bine să lăsăm fața să-și capete luminozitate și plus că după un tratament facial bine aplicat, e posibil să apară exfolierea primului strat de piele. Deci e bine să lăsăm cu câteva zile înainte să aplicăm un tratament facial pentru a nu avea surprize. Rochia arată foarte bine, de altfel asta mi-a plăcut și foarte mult, faptul că ai fost de acord să vină aici să-și probeze rochia și în funcție de rochie să-și aleagă coafiura, să-i alegeți machiajul, astfel încât chiar dacă n-ați fost deplasat salonul la ea. Au fost ale salonului, dacă ați fost atentă. Sunt accesorii pe care le aduce o clientă de-a noastră, dar pe noi ne încântă de fiecare dată.
inclusiv pietricelele și perluțele Swarovski pe care le-a avut în coc prinse. Chiar am văzut vreo două. A fost întâi o variantă care a fost un pic cam prea încărcată pentru rochie și asta e foarte important pentru că luată separat era ok. Dar avem varianta de a alege. Avem și un catalog, avem și un CD și în general încercăm să ne și consiliem clientele. Cum am mai avut o discuție cu dumneavoastră în trecut, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, eu recomand totuși florile naturale. S-a încercat, chiar am avut un trandafir natural în salon, s-a încercat să îi se pună o floare naturală, dar era foarte mult pentru, și pentru coafura pe care o avea, și pentru fața ei și am optat pentru pietricelele Swarovski. Ce facem atunci când nu avem posibilitatea să venim la salon pentru toate aceste lucruri? Am venit, am făcut cosmetica, am făcut pregătirile pe partea de tratamente corporale, dar când nu putem să ajungem pentru machiaj și coafură, ai cum să ne ajuți? Da, în principiu cam toate miresele optează pentru varianta de a se aranja acasă. Vin și își fac proba în salon, iar în ziua marelui eveniment, cosmeticiana noastră și coafeza noastră însoțite de mine, bineînțeles că plec tot timpul cu ele să fiu sigură că lucrurile sunt ok și ies așa cum își dorește clienta, ne deplasăm la domiciliul clientelor. Prețul este același ca și dacă ar opta pentru servicii în salon, tocmai pentru a ne fideliza clienții. Deci mergem la domiciliul clienților și machiajul și coafatul facem acolo. În principiu știți că în ziua anunții familia, nașii vor să pună voal, vor să filmeze și în salon ar fi un pic mai incomod. Se îmbracă acasă, deci e normal să mergem să facem aceste servicii la domiciliul clientului. Noi am venit astăzi să facem aici acest exercițiu demonstrativ, tocmai de aceea. Dar, într-adevăr, ne-a fost destul de greu să ne mișcăm și printre clienți. Cu toate astea, cred că v-ați descurcat cu brio. Lăsăm la aprecierea telespectatorilor dumneavoastră să spună dacă a ieșit bine sau nu a ieșit bine. Ceva de culise, cum ți s-a părut rochia? Cum îți place, Andreea? Rochia mi s-a părut superbă și colega mea este superbă și acum sper să nu se supere celelalte colegi ale ei, e feblețea mea. Ea e viitoarea mireasă până la urmă. Categoric și este și cea mai veche angajată a mea din salon. Okay. Bun, atunci este foarte clar, cu același buget pe care l-ați cheltui la salon, puteți avea o echipă completă acasă. Categoric.